Călin Popescu-Tăriceanu, doamnelor și domnilor, a fost prezent alături de senatorul Daniel Zamfir la marșul organizat de ALDE la Brașov. Vedem acum imagini. Aici, și facem stânga. Cum mergem pe stradă sau pe trotuar? Pe stradă, că este deja notul. Evenimentul denumit Marșul Demnității a avut ca scop lupta împotriva abuzurilor și stoparea acestora. Alături de cei doi lideri politici au fost mii de brașoveni care i-au urmat pe același traseu din urmă cu 32 de ani, de pe 15 noiembrie 1987. La acea vreme, brașovenii se revoltau față de politicile economice ale lui Nicolae Ceaușescu.